Deci, cam astea sunt cărțile, sunt super, super multe, super amestecate. S-a mai petrecut ceva între timp, așa că vedeți aici niște cărți. O să facem și un mini book haul. Vorbesc personajul ăsta și din când în când, bum, câte o inserție foarte psihologică. Totuși, ce se întâmplă cu Sfidând rațiunea de Maya Maxler. Welcome back! Bine ați venit sau revenit aici pe canal, eu sunt Teo, gazda voastră din fiecare marți la ora 19. Astăzi, fiind ultima săptămână din lună, o să avem un reading vlog, așa cum v-am obișnuit și până acum. Iar dacă până acum am avut altfel de subiect, acum chiar facem un reading vlog pe bune, adică luăm o carte pe care ați văzut-o deja, adică am ales Sfidând rațiunea de Maya Maxen, așa arată cartea, este o frumusețe de carte și cred că vă dați seama că am ales-o, mă rog, unul la mână pentru că este pe raftul de citită anul acesta, doi la mână pentru că este o carte pe care am primit-o direct de la autoare cu autograf și sunt foarte, foarte fericită și atunci, în semn de mulțumire, Alex fac un videoclip întreg dedicat ei. Iar în al treilea și în ultimul rând, mi se pare că este perfectă, perfectă pentru primăvară. Așa cum vedeți, face parte din seria Lilac și are mai mulți lilieci pe aici, mai multe flori de liliac aici, cred că așa e mai corect să zic. M-am gândit că acum în aprilie este momentul perfect să o încep. Acum când filmez este chiar începutul lunii aprilie, m-am gândit să o iau chiar din start, că e prima carte din luna asta pe care o citesc. Tocmai pentru că vreau să fie gata și acest videoclip la timp, să am timp cu el, să nu mă grăbesc cu editarea lui și să mă bucur de carte pe de-a întregul. Mi-am luat aici și un marker care să fie fix în aceeași culoare de movuliu și un creon în cazul în care cumva nu merge markerul, dar merge. Și vreau să vă zic că deja am citit destul de, mă rog, n-am citit destul de mult, am citit un pic, sunt la pagina 82, adică cam atât ar veni. Semn de carte este la fel unul foarte, foarte frumos, iar fiecare început de capitol are așa un buchețel acolo de flori de liliac. Foarte drăguț, deja vedeți că mi-am notat anumite lucruri pe aici, cred că se vede. M-am gândit să folosesc doar rozul acesta, nu e neapărat mov, dar mă gândesc că e mai aproape și ar merge împreună. Cred că o să notez toată cartea doar cu roz, cred că așa o să fie cel mai estetic. Vreau să vă zic că această carte este un young adult. Este o carte destul de simpluță, teoretic. Însă, trebuie să zic că până acum chiar mă surprinde cu faptul că are câteva inserții din când în când. Vorbesc personajul ăsta și din când în când, bum, câte o inserție foarte psihologică, puternică, cu profunzime. Adică avem inserții de profunzime pe aici, pe acolo. Povestea este destul de liniștită cumva până acum, adică mi se pare că am mai auzit cumva povestea asta. Este o, n-aș zice neapărat clasică, deși da, cumva cred că asta este ideea, dar cred că tocmai faptul că are acele inserții profunde, asta face să fie diferită, practic. Avem două personaje principale, o fată, Queen, și un băiat, Jaden. Fiecare capitol este din perspectiva una dintre ei și avem prima oară un capitol cu Queen, apoi cu Jaden, iarăși Queen, iarăși Jaden. Până acum a mers așa, unul la unul. E frumos că apucăm să vedem aceleași întâmplări proiectate din perspectivele amândurora și cum se schimbă și de ce a făcut cineva un anumit lucru și cum a reacționat cealaltă persoană sau cum l-a înțeles. Și este interesant de văzut acest lucru, cum e schimbată perspectiva și cum vede un același lucru un băiat și cum vede același lucru o fată. Sunt într-un liceu destul de prestigios, unde ea este destul de urâtă și este venită acolo cu o bursă, adică nu face parte din familiile acelea bogate, iar el este un băiat nou în școala asta, în clasa ei, el făcând parte din elita societății, să zic așa, și din ce înțeleg, el este și cel frumos. Adică, cumva, până acum, nu vi se pare nimic
wow, s-au ne-mai întâlnit, iar relația lor din start începe cu ură. Deci cel mai probabil o să avem toată povestea fiind de la ură la iubire, că de la dușmani la îndrăgostiți, cu siguranță așa o să meargă povestea. Sunt foarte curioasă de ce se întâmplă printre și aceste inserții, într-adevăr, le spun personajele, dar mă gândesc de foarte multe ori că noi când eram în liceu, că așa încerc să mă relaționez cumva cu această carte, cum mă comportam eu în liceu, ce gânduri aveam eu în liceu și anumite lucruri vreau să zic că sunt destul de on point, așa, anumite lucruri chiar nu neapărat că așa s-au întâmplat, dar așa gândești atunci. Și faptul că aveai niște inserții unde se spune de ce gândeai în așa manieră, cred că e o carte foarte bună pentru adolescenții care o citesc și se regăsesc și simt aceleași lucruri ca și personajele noastre și avem acele inserții unde își dau seama poate și de ce simt, adică poate foarte mulți dintre noi când eram în liceu, când eram în adolescență, nu știam de ce simțim anumite lucruri, nu știam de ce facem anumite lucruri și cumva aici sunt explicate, iar acest lucru chiar mi se pare destul de interesant. Până acum chiar îmi place și merge foarte, foarte ușor. Chiar cred că se potrivește pentru primăvară, pentru că ai lecturi așa ușoare și poți să avansezi și îți da așa un spirit de, nu știu, fresh și proaspăt. Chiar merge foarte, foarte ușor de citit. Ce vreau să zic este că aici în față, cred că ați văzut deja că am filmat, avem un playlist. Eu nu prea pot să ascult melodii cu versuri în timp ce citesc, doar melodii fără versuri sau doar sunete de ploaie sau așa, dar o să încerc în timp ce nu citesc să încerc să ascult melodiile astea ca să văd cumva atmosfera pe care o să creeze. Mi se pare foarte frumos faptul că a pus niște melodii acolo, pe unele le știam, pe altele nu. Vreau să vă mai citesc un fragment, două de plăiești din ce am subliniat ca să vedeți un pic așa atmosfera cărții. Frumosul crește și înflorește prinzând viață veșnică odată ce a fost descoperit de omul potrivit. Apoi devine infinit acolo, adânc în suflet. Sau, de asemenea, înainte de fiecare capitol, aici în partea de jos, cred că se vede, există la fel câte un mic text care cumva descrie capitolul respectiv și la fel cu un buchețel de flori de liliac acolo. La capitolul 4 scrie: nu există competiție mai importantă și relevantă decât a ta cu tine. Nu te lăsa atras în provocările altora. E posibil să nu ieși învingător, iar înfrângerea va durea. Și ultimul paragraf pe care îl mai citesc zice așa: nu eram răi, nu ne nășteam răi și cu complexe, dar lumea ne făcea așa. Ea ne transforma în ceva ce noi înșine nu mai putem recunoaște la un moment dat. Un produs care ne displăcea și a cărui formă încercam în continuu să o modelăm ca să creăm ceva pe care îl putem suporta. Cam asta ar fi primul update, prima părere pe care o am, prima interacțiune cu această carte. Eu trebuie să plec în oraș acum la o cină, dar am zis că repede, repede să vă zic puțin cum mi se pare și vedem în continuare unde ajunge această carte. Nu o să dau spoilere, deja că vă este frică sau ceva, fiți pe pace, nu dau spoilere, dar o să vă zic în per total cum mi se pare această carte și vedem ce mai putem face ca să sărbătorim cumva și primăvara. Poate vă mai duc pe undeva, poate vedem. Dar, da, cam atât. Ne revedem curând. Pentru voi, în câteva secunde.
Am intrat repede ca să fac un mic update. Am terminat de filmat tier ranking-ul pe care l-am văzut săptămâna trecută. Sper că v-a plăcut. Și acum am zis că să vă zic repede trei cuvinte despre asta. De fapt, nu. De fapt, nu o să vă zic trei cuvinte despre asta. O să vă zic doar că am ajuns la pagina 154 și încă îmi place, încă mi se pare interesant. În continuare mi se pare că merge foarte bine să pui rozul ăsta. Mi se pare că merge bine în contrast. Și am chestii în continuare subliniate cu mof, mi se pare că funcționează foarte bine. Haideți să vă citesc un mic pasaj pe care l-am subliniat eu de aici. Adeseori mă întrebam dacă oamenii ar fi înțeles cât de mult rănea comportamentul, s-ar fi schimbat și ar fi îndreptat mentalitatea, răul venea din pură plăcere ori doar din ignoranță. Că aș fi știut că bunătatea o combătea, poate că aș fi aplicat tratamentul ăsta. Dar mă îndoiam că cineva ca Oscar, de exemplu, ar fi dat 2 bani pe bunele mele intenții. De asta zic că uneori cartea asta, care e doar un young adult, te face să te gândești la mai multe decât atât și mi se pare că e o carte bună. Adică cel puțin până acum, mi se pare că este o carte foarte bună. Dar de ce am intrat teoretic astăzi până aici ca să vorbesc cu voi este faptul că vreau să vă duc în parc. Ca să vedem în ce stadiu mai este primăvara în momentul de față, dar și pentru că în parc la mine este o căsuță din aceea cu cărți, unde poți să mergi să iei, lași o carte și să iei altă carte. Și prima oară când am văzut-o acum ceva timp, avea multe cărți din acelea vechi și m-am gândit că hai să mă duc și eu și să iau o carte din aceea veche și să pun o carte care să fie mai nouă, care să fie în stare bună, să poată să fie citită și să poată să atragă astfel încât să vrei să iei și să lași mai departe altă carte. Cumva să ajut comunitatea și atunci când am deschis și am văzut câte cărți erau acolo, eram așa gen, oh, în sfârșit, pentru că am văzut la foarte multe lume din afară că au căsuțe din astea cu cărticele și vreau să fiu și acolo, să susțin, să schimb și eu o carte, așa că m-am uitat prin toată biblioteca și m-am gândit ce carte aș putea să iau și cine ar putea să meargă acolo să ia cartea asta. Și am ales că o să dau cartea asta, care se numește Un fel de basm, de Graham Joyce, și este un fantasy. Arată foarte bine, este în condiție bună și mă gândeam că poate copiii sau tinerii sau adolescenții o să vrea să deschidă acea căsuță și o să vrea să ia o carte de acolo și atunci de ce nu un fantasy? Care știu că mi-a plăcut și știu că e o carte bună și arată bine, adică lumea ar întinde mâna să o ia, mai ales dacă ești adolescent. Și să vă scriu și să vă zic ce scrie pe spate, astfel încât să vedeți că într-adevăr chiar este o carte bună. Premiul pentru cel mai bun roman fantasy al anului 2013 acordat de British Fantasy Society. Deci avem deja și o carte care este premiată. La doar 16 ani, Tara Martin dispare în pădurea Outwoods, lăsându-și familia și iubitul pradă celor mai negre gânduri despre ce s-ar fi putut întâmpla. După 20 de ani, în ziua de Crăciun, Tara apare ca prin minune la ușa familiei Martin, arătând la fel de tânără ca la data dispariției. Când își motivează îndelungata absență, povestindu-le tuturor că a locuit alături de niște misterioase duhuri ale pădurii, fratele ei, Peter, o duce la un psihiatru. Dar ițele poveștii se încurcă atunci când magia își face loc în cotidian și în curând nimeni nu mai e sigur de nimic. După aia avem Stephen King, care spune povestea unei familii aflată în criză, descrisă cu profunzime, o poveste care amestecă fantasy-ul și psihiatria într-un cocktail puternic. Eu m-am bucurat de cartea asta, a citit-o și verișoara mea la un moment dat. Nu cred că o să mai ajung la ea, nu cred că o să mai citesc. Așa că, având în vedere că este în continuare o carte foarte frumoasă, în condiții foarte bune, cred că și-ar merita locul în acea căsuță. Iar eu o să iau orice găsesc acolo care să mi se pară interesant. Nu contează dacă este veche, dacă este nouă, o să caut o carte pe care nu am citit, o carte pe care mi-o doresc și pe care o să o citesc cu siguranță. Tocmai ca să facem să funcționeze această comunitate și acest schimb. Și dacă o să fie și alți oameni care o să lase cărți acolo, o să fie foarte ușor pentru mine să schimb foarte multe din aceste cărți și să-mi iau altele fără să plătești nimic. Așa că mergem în parc. Hai!
cărțile, sunt super, super multe, super amestecate, super vechi toate. Dar hai că se poate să găsim ceva interesant. Nu sunt foarte multe opțiuni, dar am găsit-o pe asta, despre care nu știu absolut nimic, dar pare cât de cât interesantă. Nu scrie nici măcar ceva despre ea. Victor Beda, un autor român, așa că hai să încercăm. O luăm pe asta și o punem pe asta, un fel de bază. O punem undeva să se vadă de la început, când deschiz ușa, să se vadă să fie așa drăguț. Nu stă aici. Lăsăm așa. Ok, mission accomplished. Bună dimineața! M-am întors după multe zile. După multe zile a trecut și Paștele, am și răcit între timp, am fost în vacanță, m-am întors din vacanță. În vacanță am început altă carte. Am început cartea pentru Book Club. Se numește Este o despreorbire de José Saramago, carte din Portugalia. O carte foarte, foarte, foarte bună, îmi place mult. Am ajuns la pagina 118 și are deja multe semne de carte, portocalii pentru cartea asta. După cum vedeți, roz nu mai există, pentru că toate cele roz au fost puse în cartea cu care facem reading vlogul. Ah, și dacă vreți să veniți la Book Club pe 3 mai, săptămâna viitoare, miercuri, pe canal la mine, la 19, ne vedem acolo să discutăm. Dar tema acestui reading vlog, care nici măcar nu o să mai fie doar reading vlog, așa cum mă gândisem inițial, pentru că s-a mai petrecut ceva între timp, așa că vedeți aici niște cărți. O să facem și un mini book haul. Că mi se pare că chiar luna asta am avut un book haul, sau, adică nu o să fac un videoclip separat, dar pentru cărțile astea, dar vreau neapărat să vi le arăt. Așa că o să facem și un mini book haul. Dar până la book haul, totuși, ce se întâmplă cu Sfidând rațiunea de Maya Maxler. Așa cum am zis, am fost în vacanță de Paște, am citit altă carte pentru că era mai ușoară de luat pe avion și așa mai departe. Și m-am întors înapoi și a doua zi după ce m-am întors la cartea asta și am zis hai să mai citesc câteva, nu știu, 100 de pagini sau ceva de genul ăsta, să mai și filmez după aia. Doar că am luat-o, am început să citesc și n-am putut să mă mai opresc. Așa că am terminat-o. E gata. Toată e gata, am terminat-o. Îmi pare rău. Am vrut să mai filmez ceva, dar efectiv m-a luat pe sus. Ultima parte din carte a mers mult mai repede deja. Imaginam lucruri, eram acolo mult mai implicată în carte și în povestea lor de dragoste și n-am mai... Camera n-avea baterie, adică pe scurt n-am mai filmat, însă am citit-o și am devorat-o și mi-a plăcut enorm. Mi-a plăcut enorm. Așa că trebuie să vă zic că și după ce am terminat-o, l-am luat pe Andrei și am început să-i explic ce s-a întâmplat în carte, cum a fost finalul, de ce s-a întâmplat așa, de ce s-a întâmplat așa, pentru că simțeam nevoia să vorbesc cu cineva, simțeam nevoia să
explic de ce am rămas așa de șocată după această carte. Și până în momentul de față sunt 17 minute din acest videoclip. L-am editat, ce ați văzut până în momentul de față este totul editat și pregătit, așa că știu că sunt 17 minute deja, deci nu pot să mă rungesc foarte mult, mai ales că vreau să fac și bucol. Dar trebuie să menționez că această carte este o carte pe care vreau să o citiți, în special dacă sunteți adolescenți. Mi se pare că este o carte superbă pentru orice adolescent și că poate să aibă niște lecții pe care un adolescent să le ia și să fie sănătoase și mi se pare că anumite trăiri sunt explicate, cred că asta am zis și în prima parte a videoclipului. Sincer, m-a făcut să vreau să mai încerc și alte cărți de Young Adult și, sincer, abia știu volumul al doilea. Și pot să vă zic că am vorbit deja cu autoarea și volumul al doilea este gata și urmează să fie publicat destul de curând, așa că eu zic să începeți ca să o aveți gata pe când apare volumul al doilea, să-l luați și pe el instant, să vă bucurați de carte. De asemenea, ca un fel de mică provocare, cartea asta, spre final așa, era o chestie foarte interesantă pentru că are un twist la care nu te aștepți și are un final la care nu te aștepți și o să revin cu amândouă. Dar din ce am vorbit eu cu Maya, cu autoarea, a zis că toată lumea s-a prins de acel twist. Așa că sunt curioasă, dacă voi luați cartea și o citiți, puteți să o considerați ca un fel de provocare dacă voi prindeți care este twistul din această carte sau așteptați volumul al doilea pentru el. Adică mi se pare interesant și puteți să o luați ca pe un fel de provocare partea asta. Sincer, a fost mult mai mult decât mă așteptam eu. Ca să intru un pic mai în detaliu în această carte, fără să dau o spoilere, o parte din carte este doar cu povestea lor și cu perspectivele și cum relaționează ei și de ce nu își pot spune el sentimentele și trăirile și de ce le este frică și care sunt traumele prin care trec și de ce gândesc și regândesc același lucru de foarte multe ori. La un moment dat mă gândeam că mi se pare repetitiv faptul că ajungem dintr-o perspectivă în alta și ei se întreabă în continuu de ce, de ce, de ce, dar în același timp are sens pentru că așa se întâmplă, așa te gândești obsesiv în continuu la aceleași lucruri și nu vrei să recunoști anumite lucruri, adică are sens că cumva este repetitivă treaba asta prin care ei tot nu înțeleg de ce se comportă în anumit fel când sunt lângă cealaltă persoană, de ce simt într-un anumit fel, de ce nu vor să își asume faptul că simt acel lucru. Și ușor, ușor afli și ce s-a întâmplat în trecutul lor și care este acea traumă cu care fiecare vine, doar că la un moment dat apare twistul unde îți dai seama și cum acele traume, să zicem că ar avea o legătură. Momentul în care am aflat a fost, cred că, nu știu, mi s-a oprit inima pentru o secundă, pentru că în același timp am fost, wow, nu pot să cred că ai făcut chestia asta și nu știu dacă e spoiler, dar m-a dus cu gândul un pic la twist-ul din Cei șase soți al lui Evelyn Hugo, nu cred că e spoiler, n-ar avea de ce, dar oricum, cumva m-a dus cu gândul acolo, mi-a plăcut super mult twist-ul și în același timp eram tristă că s-a întâmplat și eram tristă pentru ce înseamnă pentru ei, pentru caracterele astea. Și mai apoi spre final îi vezi cumva mergând într-o direcție mai pozitivă. O vezi pe ea având mai mare credere în ea, îl vezi pe el încercând să-i dea ei încredere. Deci nu e deloc o relație toxică, nu e deloc, e până și el și modul în care el gândește, este un băiat sensibil, este un băiat bun la bază, este un băiat care, ca toată lumea în adolescență, se confruntă cu niște lucruri prin care trebuie să treacă într-un fel sau altul și nu poate mereu să zică ceea ce gândește și înțeleg asta, adică mi se pare că a făcut niște personaje foarte bune și empatici într-un fel și chiar și personajele mai rele, băieții mai răi sau cașcarea din liceu, are și ea un rost, are și o explicație, adică și chiar există, mi-am pus semne de carte, mi-am pus semne de carte ca să vă citesc niște lucruri, chiar există pasaje unde se vorbește despre asta și mi s-a părut, per total, niște personaje foarte, foarte bune scrise și scritura, în general, este foarte bună. Și ce vreau să mai zic este că după acel twist m-am gândit că, ok, cred că știu cum se ajunge la final, aveam deja o imagine în cap despre cum voiam să continue, adică deja mă gândeam că este previzibil. Până la twist, aș fi zis că îi dau 4 steluțe, pentru că mă gândeam că totuși e destul de statică treaba. De la twist am fost, nu, cred că trebuie să-i dau 5, adică cum, cu așa twist, cu așa, nu știu cum, deja se legaseră niște lucruri în mintea mea din ce spuseseră în trecut în carte, când a apărut finalul, pe care nu l-am văzut venind, pe care, unde m-a durut sufletul și mai tare, unde nu înțelegeam de ce, de ce s-a întâmplat asta, acum știu că trebuie să-i dau 5. I-am dat 5. N-am putut, a trebuit, n-am putut, nu pot să-i dau alt rating acestei cărți. Mi-a plăcut super, super mult și
pe parte, mă și enervez că sunt așa de, nu știu, pe parte rigidă, nu citesc Young Adult sau nu citesc nu știu ce, deși am mai citit și am mai încercat, dar mi se pare că intru în cărțile astea nu cu foarte mult entuziasm, pentru că mă gândesc că nu o să-mi placă. Și chiar asta îmi zicea și Maia, că a văzut cam ce citesc și se gândea că nu o să-mi placă genul acesta neapărat. Este foarte greșit, trebuie să intrăm în fiecare carte cu entuziasm. Trebuie să intrăm în fiecare carte cu plăcere și cu iubire pentru o nouă poveste pe care poți să o afli. Și pentru că uite cât de bine te poate surprinde o carte și uite cât de frumos te poate introduce într-o altă lume. Și faptul că la un moment dat apropierea dintre ei și modul în care era descrisă și faptul că erau așa... Nici ei nu știau ce să facă și se mai apropiau din când în când, nu știu cum să reacționeze. Mi se strângea așa inima pentru ei și am zis, hai să... Și pentru că încă nu s-au întâmplat anumite lucruri și... Mi-a plăcut super mult. Mi-a plăcut super mult și abia aștept volumul al doilea. Sunt super încântată de cum a decurs cartea asta și se citește foarte repede și o super recomand. O super recomand. Așa că nu uitați că o să apară și volumul al doilea și o să fiu prima acolo care vrea să-l cumpere să-l citească. O carte superbă. Mă bucur enorm că am făcut acest reading vlog pentru carte, pentru că așa am descoperit o carte minunată și acum pot să vă mai explic mai pe larg decât aș fi făcut durabil într-un wrap-up unde zic câteva cuvinte. Aici puteți să vedeți reacția mai la cald, pentru că abia acum 2-3 zile am terminat de citit și încă mă gândesc la final și încă mă gândesc la personaje și încă mă gândesc la ele. Și ca să nu mai lungim mai mult, că văd că iară se adună minutele pe cameră, hai să vă citesc unde am pus semnele de carte. Avem aici un semn de carte. Să te schimb pentru cineva? Ca să fie atras de tine după aspectul acesta, câtă însemnătate avea așa ceva? Dacă ne modelăm special pentru a ajunge în atenția cuiva, cine eram noi cu adevărat? Cum mai putem fi mulțumiți de noi înșine dacă ne transformăm pentru a mulțumi pe altcineva? Ce valoare avea ca oameni dacă personalitatea noastră se schimbă în continuu funcție de alții? Și cât de mult contau o apreciere iluzorie? În definitiv, la la, și apoi mă respectam prea mult ca să-mi doresc să devină altcineva, dar că să dau bine în ochii altora. Așa cum am zis, cred că această bucățică, acest fragment, este foarte important să ajungă la adolescenții care se confruntă cu... Și nu doar la ei, doar că, mă rog, cartea e destinată lor cumva și să vorbesc de adolescența. E mai mult decât atât și cred că acest pasaj poate să ajute pe oricine care se simte un pic mai... nu știu, nemulțumit de anumite lucruri sau care nu știe exact cum să navigheze anumite stări. După aia, e aici un text foarte, foarte frumos, zice: se pierd sentimente în non-culori, trăim în alb și negru, iar curbeul se stinge printre nori. Asta este o altă chestie pe care vreau să vă zic, mi se pare că mai toată cartea, sau cel puțin de la jumătate încolo am simțit-o eu mai tare, e foarte lirică. E foarte lirică și cumva în capul meu la un moment dat mi se părea că aveam așa o melodie care curgea cu cuvintele pe care le folosește Maia în cartea asta. Foarte frumos. Și ultimul semn de carte și gata, închim și cu discuția ei. Întotdeauna mi-am imaginat că ceva de valoare necesită timp și efort pentru a descoperi calitățile. Ceea ce se obține ușor, ușor se evaporă printre degetele tale. Și asta este o chestie pe care el a spus-o referitoare la găsirea iubirii. Mă rog, cumva se referea la atracția lui față de o fată, cu faptul că dacă trebuie să te chinui un pic, dacă există un mister, dacă nu totul este întins pe tavă, este mult mai frumos și te bucuri mai mult de lucrul acela. Și la fel, cred că mai ales fetele ar trebui să fie conștiente de lucrul ăsta, mai ales în adolescență, iarăși mă repet. Dar cred că și băieții, și faptul că un băiat a spus-o, înțelegeți? Adică, cred că și pentru băieții care ar citi cartea asta și ar vedea și perspectiva lui Jaden, ar gândi poate altfel sau ar merge un pic în alte direcții. Chestia asta cu misterul și... cumva mereu mi-a zis mama asta de când eram mică și puteți să râdeți, da, la fel am învățat și din filmele indiene și din anumite telenovele coreene. Am învățat chestia asta de mister, de a-mi da totul, de a fi mai feminină și de a fi mai, nu știu, inocentă, cred că era cuvântul pe care îl foloseam eu atunci. Dar ideea este că mi se pare că e foarte frumos că se spune acest lucru și într-o carte din zilele noastre. Așa că super fericit pe Maia pentru că a făcut cartea asta și abia aștept să citesc și volumul al doilea. Așa că acest reading vlog a fost unul de succes. Mi-a plăcut super, super mult cartea asta și... și ultima oară v-am dus... acum mi-am să vinde. Ultima oară v-am dus în parc să facem schimb de acea cărticică. O am pe acolo. Ați văzut că era posterul ăla pus acolo?
Am fost foarte supărată, n-am vrut să-l iau eu, că nu știu, nu mi se părea că trebuie să-l iau eu, că nu sunt în postura asta, dar m-am supărat că fix pe cărticilele noastre au pus un poster cu fotbal. Dar asta este, mi-a plăcut foarte mult și schimbul acela de cărți. Mi-ar plăcea să merg cândva, poate să le aranjez, să le pun într-o ordine pe toate, să fie frumoase când le deschizi, pentru că acum le deschizi, totul este așa un pic aruncat și un pic neîngrijit. Dar atunci n-aveam timp și așa, dar mi-ar plăcea la un moment dat să fac asta. Dar da, am făcut schimb de carte și curând o să urmeze și cartea ce o să o citesc. Sunt curioasă dacă voi ați citit sau nu din ea ceva. Bun, și acum să revenim și la partea asta la altă de mini book haul, astfel încât să putem încheia acest videoclip, pentru că am mai vorbit 15 minute. Super! De unde am cărțile astea, poate vă întrebați, deși dacă vă urmăriți pe Instagram, probabil că ați văzut, am primit un pachet de la o urmăritoare care m-a contactat și mi-a zis că vrea să-mi trimite ceva și am fost foarte sceptică la început, pentru că nu știu de ce, dar parcă ți-e greu să crezi că cineva vrea doar să-ți trimite ceva și atât, și mai ales că era vorba de a trimite o adresă și așa mai departe. Și, mă rog, ideea este că într-un final a ajuns pachetul la mine și am fost incredibil de, nu știu, șocată și fericită. Eram ca un copil în ziua de Crăciun, când a venit Moș Crăciun, doar că la mine mi s-a părut că a venit iepurile de Paște, care nu l-a venit niciodată, și Moș Crăciun și toate cadourile posibile au ajuns la mine în acel pachet. Am făcut știrile pe Instagram ca să am și amintirea acolo. Era un pachet foarte mare, foarte bine sigilat, a avut foarte mare grijă de el și când l-am deschis, erau foarte multe dulciuri pe acolo și fiecare carte, sunt 6 cărți aici, fiecare carte era împachetată separat, pentru că a zis că așa a văzut că fac eu cu alte cadouri și faptul că ea și-a luat din timp ca să-mi împacheteze mie fiecare carte separat și să mi-l trimită, mi s-a părut, nu știu, m-a atins foarte tare și da, am fost foarte emoționată și am vrut neapărat să vi le și arăt ca să știți ce cărți există în bibliotecă și așa, dar și pentru că nu vreau să fac un book haul separat doar pentru asta, având în vedere că am făcut deja unul, nu vreau să fie foarte mult, mă rog, cărțile. Cărțile sunt foarte frumoase. Prima se numește Cea mai norocoasă fată de Jessica Knoll, este și făcut și un serial pe Netflix, din ce înțeleg eu. N-am auzit de carte, nu știu nimic despre ea, dar mi se pare că arată foarte bine. Sincer, n-am văzut nici pe Netflix recomandare. Scrie să fie destul de mare, e de la editura asta 3. Pe spate scrie, o să zic așa un pic la fiecare: viața e perfectă, e o minciună perfectă. În timpul adolescenței petrecute la prestigioasa Bradley School, bla bla, Annie a suferit o umilință publică îngrozitoare care a făcut-o să la cu disperare să se reinventeze. Acum are o slujbă de invidiat la o revistă Glossy, o garderobă luxoasă și un logo din carătos. Era un pas de a trăi viața perfectă, un vis pentru care a muncit din greu, dar Annie are un secret. Da, pare că a fi ceva ce mi-ar plăcea foarte mult. Sunt super, super curioasă de cartea asta, mai ales că după aia pot să văd imediat și serialul de pe Netflix. După aia, de la aia care ar părea un fel de thriller, asta pare un pic mai spre crimă, sau mă rog, tot thriller, dar mai cu crimă detectivistic. Cazul Alaska Sanders, de Joel Dicker, zice aici: trupul neînsuflețit al ei se este găsit la marginea unui lac. Ancheta este curând oprită, fiindcă poliția obține mărturisirea făptașului și a complicelui său. Cam repede, nu? Dar 11 ani mai târziu, cazul este redeschis. Oh! O crimă după 11 ani, și aici avem scrisul mare, o să fie citite super repede astea. Dacă e o crimă unde avem un caz după 11 ani, cu siguranță mare parte din amprente și din dovezi nu mai există, e mult mai greu să reconstituiești și să rezolvi un caz după 11 ani. Deci, o să fie interesant, o să fie foarte interesant. După aia avem o carte pe care o știu, adică am mai auzit de ea, mi s-a părut foarte cunoscut. În momentul în care am văzut-o, eram gen, se numește Agatele. Așa arată. Tare, tare simpatică. Este la Storia Books, de Kathleen și Liz. Bun venit în Castle Cove, un oraș blestemat cu fete dispărute, iubiți problematici, secrete de familie și niște stânci foarte abrupte. Un roman absolut captivant, perfect pentru fanii Agatei Christie și a serialului Veronica Mars. Veronica Mars, într-adevăr, n-am văzut serialul, dar acum o să-l caut. Este pentru copiii cu 14+, dar este o carte de copii, cred, middle grade, poate spre young adult, ceva în genul ăsta, și Agatele sunt, practic, două detective
mici de vârstă care încearcă să rezolve o crimă sau ceva de genul ăsta, știu. Nu vreau să citesc foarte mult de pe spate, tocmai pentru că vreau să ajung la carte și să mă bucur de ea, pentru că acum mi-am învățat lecția. De ei, te bucuri de orice carte așa cum o ai, fără așteptări, fără să o judeci, nu judecasem, dar pentru că era din genul acesta, nu eram sigură cât o să-mi placă sau dacă o să-mi placă și mi-a plăcut foarte mult, așa că iar asta și de dacă o să-mi placă, pentru că este cu crime, este cu un fel de Agatha Christie reinventată, cu două fetițe care caută și încearcă să dezlege un mister, deci abia aștept, sincer. Cartea asta, și asta scrie mare, abia aștept. După aia, avem o carte tare simpatică de la J.K. Rowling și se numește Mărețele aventuri ale porcului de Crăciun. Deci uitați-vă cum arată. Deci asta o să aștepte. Aici pe spate scrie un băiețel și porcului de pluș sunt pe cale să schimbe tot. Aici așa. Deci cartea asta o să stea frumos pe raft până în momentul în care vine Crăciunul, ca să pot să mă bucur de fiecare capitol, este un glob și avem și ilustrații la început de capitol. Se vede? Se vede. Și sunt mai multe din astea. Da, cred că la început de fiecare capitol sau parte sau nu știu cum. Cred că e împărțită mai multe părți. Ia, uitați-vă ce peisaj superb! Deci, cartea asta, nu știu despre ce este, nu contează. Dar este o carte pentru copii de Crăciun și de Crăciunul acesta o să citesc cartea asta, o să mă bucur enorm și o să mă gândesc la persoana care mi-a trimis-o de cărțile astea și care mi-a făcut practic Crăciunul, dar și până la Crăciun, o să citesc câteva din astea și până la Crăciun cu siguranță, mult mai frumoase, mult mai bune. Deci avem Mărețele aventuri ale porcului de Crăciun de J.K. Rowling. N-am citit nimic altceva de la ea în afară de Harry Potter și știu că mai are și alte cărți și chiar sunt curioasă. Am și Chemarea Cucului, tot de ea scrisă și încă n-am ajuns la ea, deci să vedem dacă ajung primar la ăsta sau la aia. Și după aia mai avem două cărți de copii, ilustrate super, super frumoase, super drăguțe. Sunt așa încântată. Vă zic că eram ca un copil de Crăciun și cu cărți de copii mi se pare că, nu știu, cartea asta se numește Ale și Zâmbetul Cărților. Adică mai sunt și legate de cărți și are ilustrații foarte, foarte, foarte minunate. Hai să ajungem la ele. Începe cu A fost odată ca niciodată și după aia avem niște ilustrații. Deci, superb, superb. Și scris măricel, evident că sunt cărți de copii, dar uitați-vă, uitați-vă cum arată. Uite, asta este o lume fără cărți, capitolul al doilea este o lume fără cărți. Cine ar putea să se... Cine ar putea să-și imagineze o lume fără cărți? Uite, și rochii frumoase. Și abia aștept să o citesc, mi se pare absolut superbă. Și cumva îmi dau seama că așa pot să le colecționez și să-mi rămână pe mai departe și să mă bucur de ele după aia, peste câțiva ani, într-o altă formulă. Mi se pare superb. Și a doua carte pentru copii, tot legat de cărți, se numește Fetița care voia să salveze cărțile. Așa arată. La fel, avem din start o bibliotecă uriașă. Asta cred că este fetița. Mă duce cu gândul un pic la Anne of Green Gables pentru că și ea era rușcată. Uitați-vă. Deci, efectiv, aș putea doar să stau și să... A, ce frumoasă este poza. Ilustrația. Ce frumos a desenat. Efectiv, aș putea să stau și să mă uit în continuu la aceste imagini și, sincer, cu siguranță luna asta, pentru că luna asta am citit foarte puțin, adică am, cred că, două cărți citite, cea de Reading Blog și cea de la Book Club și cred că altceva nu am, așa că, cu siguranță, o să încep una din astea, nu știu exact care, dar o să încep una din astea ca să am și măcar trei cărți citite luna asta și pentru că vreau și pentru că mi dragi tare și aș bea aștept să le citesc. Așa că pot să închid aici cu un videoclip care, din punctul meu de vedere, a fost un succes și sper să vă placă și vouă, sper să vă aducă, nu știu, o zâmbet de bune, sper să vă aducă recomandări foarte bune. Trebuie să mulțumesc foarte mult pentru cărțile astea, pentru care mă bucur enorm și mi-a făcut ziua mai bună și, nu știu, m-am simțit foarte răsfățată cumva, cred, prin gestul ăsta și îl apreciez foarte mult. Trebuie să mulțumesc pentru faptul că această carte a fost scrisă și mi-a fost dăruită și mi-a fost semnată și adică cumva așa este tot un cadou. Mi se pare că toate s-au așezat și s-au
legat așa cumva între ele și sunt foarte, foarte câteodată de fiecare carte pe care o am și poveste la care pot să ajung. Așa că, ca să mă mai gângesc, noi ne revedem marți viitoare cu un nou videoclip, probabil cu repapul, că o să fie început de lună. Ne vedem cu un repap în care să vorbim despre două cărți, trei. Nu știu, o să vedem cât o să fie. Vineri, ultima zi din lună, ar trebui să fie un videoclip despre minimalism, dar nu o să fie luna asta. Pentru că am răcit, pentru că n-am avut timp să fac nimic înainte de a pleca în vacanță, iar acum s-au aglomerat lucrurile și, așa cum am zis de la început, în cazul în care pot și am timp, o să-l fac pe acela. Altfel, dacă nu o să pot și nu o să am timp, nu o să mă dau peste cap să încerc să-l fac, tocmai pentru că nu are și oricum nici foarte bine dacă doar mă agit în jurul lui. Dar luna viitoare o să vin cu un răzgăsc un subiect drăguț și o să mă revanșez. Dar așa cum am zis, pentru săptămâna asta nu s-au aliniat planetele și nu am reușit să fac unul și acum ar fi prea din scurt. Așa că îmi pare rău, dar videoclipul ăsta sper să fie suficient, că cu siguranță deja este cam lung. Și legat de floricere de liliac, am găsit în București niște flori de liliac înflorite și a fost absolut minunat, o să las o poză pe aici, mi-a plăcut la nebunie. Tocmai că atunci eram undeva înainte de ultimele pagini ale cărților și apoi am văzut și liliacul și am gen, totul s-a adunat frumos. Da, asta este, gata, ne vedem săptămâna viitoare, marți. Îmi pare rău pentru vineri, dar o să fie luna viitoare. Și atât. Până atunci, lecturi mirifice. Bye, bye!